Bună dimineața! Sunteți destul de răspirați în sală. Bine ați venit la cea de 21-a ediție a concursului național Primăvara Artelor. Vă mulțumesc că ați făcut posibil acest concurs, pentru că v-ați înscris chiar într-un număr foarte mare, ceea ce înseamnă că v-a plăcut la Bacău, că vă place de colegii noștri care au organizat acest concurs, vă place de juriu. Și pentru că am pomenit de domniile lor, dați-mi, vă rog frumos, prilejul de a invita în scenă și totodată de a prezenta juriul lector universitar dr. Cristina Tode, de la Universitatea Națională de Arte George Enescu Iași, doamna Angela Tecaru, președintele Asociației Atilas Achilas Silvester Interbalet Cluj-Napoca, maestru de balet Anca Roman, președintele Asociației Arabesc de la Aparatul Național al Copiilor din București, domnul profesor Viorel Dascălu de la Colegiul Național de Artă George Apostol Bacău și doamna profesor Simona Baicu de la Colegiul Național de Artă George Apostol din Bacău. Și alături de noi este în scenă deja președintele acestui concurs, președintele de onoare, domnul director al Filarmonicii, Mihail Jora. Scuzați-mă, vă rog, Pavelionescu. Sunt emoționată, se pare că nu și-a făcut cafeaua încă efectul. Sunt sigură că doriți să auziți două vorbe de încurajare de la domniile lor și am să le dau în momentul acesta microfonul, nu înainte de a procura o experiență foarte frumoasă și mult succes astăzi. Premiile cele mai mari să vă aparțină. Mulțumesc! Bună dimineața tuturor! Mă alătur și eu, doamnei director a Colegiului George Apostu. Bine ați venit în Bacău și a vă dori să aveți câteva zile sau cât stați aici, numai și numai bucurii și succese. Sunt absolut convins că fiecare dintre dumneavoastră este foarte bine pregătit acolo unde locuiește și unde activează și că aceste zile vor fi un prilej să demonstrați fiecare de unde veniți că reprezentați cu cinste atât localitatea, atât instituția pe care o reprezentați, cât și profesorii care vă îndrumă. Noi nu putem decât să vă întâmpinăm cu drag și să vă punem la dispoziție tot ceea ce putem de la sala Ateneu a Filarmonicii și până la această sală pe care primăria v-a pus la dispoziție și să vă dorim să vă simțiți bine, să concurați în spirit prietenesc și să creșteți din punct de vedere artistic, pentru că țara asta are nevoie de tineri pregătiți. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte frumos! Doamna profesor Baicu, aș vrea să mulțumesc primăriei pentru că este alături de tinerii din Bacău și nu numai, pentru că ne-a susținut întotdeauna în demersurile artistice, ne-a arătat întotdeauna cât de important este să fie alături de tinerii acestui oraș. Mulțumirile se adresează tuturor, de la părinți, bunici și participanți, profesori și tot cei din cadrul colegiului care au pus umărul la organizarea acestei săptămâni în care Primăvara Artelor se desfășoară în Bacău pe toate secțiunile. Vă urez mult succes și să aveți astăzi ziua cea mai bună! Bună dimineața! Cred că ne-am trezit cu toții. Cel mai important lucru, cred că este acela că suntem acum aici în Bacău. Bacăul este o oază de cultură și artă, iar Liceul de Artă, Gheorghe Apostu, face parte dintre liceele de elită ale României și asta e un lucru extraordinar. Copiii și părinții trebuie să mulțumească foarte mult profesorilor. Dacă n-ar exista profesorii de muzică, de coreografie,
acești copii, copiii dumneavoastră, n-ar ajunge acolo unde au ajuns de-a lungul anilor. Iar acest concurs este un concurs cu totul deosebit, pentru că apar pe aceeași scenă copii care vor deveni balerini profesioniști și copii care au această pasiune doar în timpul liber. Iar cei care sunt în activități de masă vor vedea încă o dată ce înseamnă o muncă susținută. Și le dorim tuturor succes! Doresc să transmit tuturor participanților mult succes și sper că această competiție să fie un prim pas în viitorul carierei lor. Multe baftă tuturor! Bună dimineața! Vreau primul rând să mulțumesc liceului pentru ospitalitate și pentru ocazia pe care ne-a dat să fim aici. Și vouă, copiilor, vă doresc să fiți voi pe scenă și să nu vă fie frică de nimic. Baftă la toți! Bună dimineața! Înainte de toate, aș dori să felicit celor implicați, colegiului de artă, George Apostol din Bacău, pentru implicarea în realizarea acestui mare eveniment, care durează de peste 20 de ani. Nu este o muncă ușoară, știm cu toții, și vă felicit pentru aceasta. Felicitări părinților pentru implicare, fără dumneavoastră, noi dascălii nu am exista, iar concurenților le doresc din toată inima mult succes, fie ca cel bun să fie învingător. Și cu aceasta declarăm deschis concursul la secțiunea de coreografie, ediția 2019. Succes tuturor!